Salutare tuturor, șoc și groază, fraților! Postez un nou videoclip, daily vlog, de fapt. Da, este un daily vlog. Va trebui să vorbesc mai tare pentru că este un vânt. Nu vă luați de față, mi-am doar ce m-am trezit. Este un vânt infernal. Da, deci un vânticel. Vom merge astăzi să batem toaca. Nu știu dacă sunt ciocanele. Sper, Doamne, ăștia să fie ciocanele acolo. Ciocanele cu care vom bate toaca, evident. Dacă nu aducem noi de acasă ciocane, înțelegeți? No. Oh, my fucking God, da. Scuzați vântul. Credeți-mă, de asta am spus că o să vorbesc mai tare, că este un vânt infernal. Eu nu știu dacă țin bine căcatul ăsta de telefon. Dacă cade de mână, mă doare mâna că mai fica. O, am mai filmat o tentativă și mi s-a oprit camera. Mai cu ce nervi am. Am mai filmat o tentativă, dar n-am venit aici. Și acum sper să fie, să nu fiți venit degeaba. La, dacă nu e aici, să lasă nici la catolici, nu mai e, deci degeaba, degeaba vin. Mă, dacă le-a băgat, dacă le-a băgat, stați un pic, că eu zic eu că nu mai ies. Dar dacă le-a băgat aici înăuntru, aparently nu. Deci, nu le-a băgat, din păcate. Din fericire nu pot să spun că nu sunt fericit. Stai să mă duc și o să fac o trebușoară mică. Și o trebușoară mică, nu mare. Nu, poate e mare pentru voi. Barza! Uitați barza, fraților! Nu cred! Am prins o barză pe vlog. Barza! Ce-o-s barzuca? Unde? Unde? Unde a dispărut? Unde a dispărut? Ca Nelson a dispărut. Nu, că până acolo mergem. Chiar dacă fuge. Să fugă că oprim. Uitați-o. Să fugă că oprim din zbor. Da, deja vrea să fugă, cred. Măcar să o filmez acum câteva secunde. Cât mă duc spre ea. A, zboară. Vedeți? Uitați-o. Da, e în apropiere, nu mai. Uitați-o, cățeluș. Cuțu! Ia-ți, cuțu! Stai, cuțu! Am venit prin iarba asta udă. Doar ca să vă fac vouă un mic cadou, că vedeți barza. Șoc și groază. Băi, e un câine mare acolo, trebuie rapid să facem treaba. E un câine mare și de asta l-a trăcățelușul ăla. Nu știu, prima oară am crezut că... Nu știam că latră într-o parte. De ce latră în partea aia și apoi am văzut mare câine. Mare câine, cred că e bulldog. Și dacă e bulldog, e posibil să le muște așa la caterincă. Aolo, am avut eu o problemă cu un câine de ăsta aici. Aici clar nu mai poate salva nimeni. Dacă mă mușcă ăsta aici, 100 la 1000, mă mai salvează nimeni care gaură pe unde poate veni. Asta este toaca. Cam așa arată. Da, ciocane ciuciu. N-avem de unde. Cred că le-au pus acolo. Deoarece fiindcă nu e, like, nu e bine să le bați, să bați acum toaca. De asta o pus. Scrieți în comentarii. La unele videoclipuri se dezactivează comentariile, habar n-am de ce. Și un like dacă vă pun pe voi
dacă vă pun o întrebare sau să-mi zice să scrieți ceva, vreau să ajungem cu canalul ăsta cât mai sus. Da. Acum am avut doar așa un mic episod cu Minecraft, cu fratele meu. Sper că nu s-a terminat bateria la cameră. Nu la cameră, de fapt la telefon, să nu se termine stocarea. Dar asta e mai, după ce o să postez videoclipul ăsta, o să-l șterg. Pentru că îmi consumă gigabytes și nu prea mai am pentru videouri. Dar da, dacă se strâng cât mai multe like-uri, dați-vă, chiar dacă că like, sunt oameni care se uită la videoclip, sunt view-uri, dar like, oamenii nu dau like, eu nu înțeleg, am câte 10, 20, 30 de view-uri, la video, bine, nu mă laud, dar am 20, 30 de view-uri și din 20, 30 de view-uri doar 7 like-uri, adică la ultimul videoclip, așa am atâtea like-uri, parcă am făcut 7, nu știu. Eu sunt mulțumit și cu 7, pentru că și la un video în care mi-am descărcat Thump, mi-a comentat cineva în engleză. M-am mirat. Pentru că, nu știu dacă era român, dar mi-a scris în engleză, eu doar am postat un short. De asta n-o să fie short. Am filmat vreo 5 minute. Deci v-am spus, la biserica aia, la altă nu mai am pus. De asta, la 100% acolo, nu sunt ciocane. Și nu are rost să mă mai chinui. Venim. E învârtită la ore. E cineva în parc? Se învârt căluția. Și nu cred că e de la vânt, că nu are vântul cum se învârtă căluția. Cred că a fost cineva în parc. Acum, câteva minute, un minut, în 10 secunde și am plecat. Astea nu cred că se mișcă de la vânt, ia să mă duc eu să le opresc. Și dacă le mișcă vântul, dar încă o dată mă scuzați pentru vânt, dar este un vânt infernal. Păi nu este chiar infernal. Da, eu cred că da, vântul e foarte. Deci bate atât de tare, încât, uitați, l-am oprit-o, da? Doar uitați. Ce în spate, bate vântul încolo. Ce de naiba să mă duc? Mă duc aici sus, oare nu mai bate vântul? N-am unde să stau. Și de asta aici o să trebuie să vorbesc mai tare. Holy shit, motherfucker. Eu să mă pun jos. Opa. Poate nu mai bate vântul, așa, poate deloc, eu nu prea mai simt, abia mai simt. Asta e, fraților, nu uitați, o să facem cât mai multe daily vloguri și videouri cu jocuri, 100% nu, adică 100% posibil da, pentru că, na, poate o să mai facem cu unele jocuri, dar jocuri nu mai am acum. O să mai facem, de exemplu, daily vloguri în care să-mi iau laptopul, poate unboxing la laptop, chestii de genul. Așa că dați un like, să vadă măcar 5 oameni, dacă nu, 3, mă mulțumesc și cu 3 like-uri. Bate vântul, nu știu cât de tare trebuie să vorbesc, dar nu pot să vorbesc tare pentru că nici n-am mâncat nimic. Nu, la mână, n-am mâncat, ok, cred că o să mă duc acasă. Deci, unul la mână, n-am mâncat absolut nimic. Și nu pot să stric tare că n-am mâncat de dimineață. Nici măcar niște cereale n-am băgat la burtici. Și da. Pe mine, nu cred că m-ați mai văzut voi la față. Da, uite că acum mă vedeți la față. Primul daily vlog. Da. Știu. Am mai avut... Oh, fuck! Bate vântul infernal, băgam aș... Mă scuzați că înjur, frate, dar... Bă, bate un vânt incredibil cu aia, nu pot să filmez un videoclip. Când se oprește 3 secunde, dar și când se pornește, vai, bagă un vânt de... Nu că infernal, dar nu mai pot. Ok, fraților, o să mergem și mai...
acasă. Nu știu ce să fac cu vântul ăsta, dar nu sunt eu singurul. Nu sunt eu singurul YouTuber la care ți-am zis cu vântul clipuri. Să-mi bag ceva în vântul ăsta și în mama lor. Vântoase. Fai. Deci nici nu știu cum să vorbesc cu vântul ăsta. Efectiv, mă enervează la culme. Nici nu știu cum să țin telefonul, mi-e fric să nu scap. Nu, că ajungem acasă. Ajungem acasă și o să fac outro. Și atât o să fie cu daily vlog-ul. Dacă nu, revin cu update. Nu cred că o să fac outro acum, că mai încolo 100% o să filmez cu prietenii mei, că cred că o să vină sau când o să bat în toaca. Dar nu uitați, vă las Instagram-ul meu chiar aici. Aici, pe undeva, nu știu. Și să-mi dați și vă follow, pentru că acolo o să spun, acolo o să vă țin la curent cu videoclipul, dacă e ceva. Și chiar și pe Insta o să pun. O să pun și pe Insta o să pun. Cum mă văd? What the fuck? Ok. Da, deci o să pun și pe Insta că am postat video nou. Și cam ăsta a fost video, daily vlog-ul. Da. Eu am fost Paul și noi ne vedem data viitoare. Ce pot să zic? Bye, bye!